Ucraina marchează astăzi ziua independenței, exact la 6 luni de la invazia Rusiei. Alarmele au răsunat în primele ore ale dimineții în aproape toată țara. Într-un clip video dedicat zilei independenței și care conține secvențe cu un puternic impact emoțional, președintele Volodymyr Zelensky afirmă că, deși mulți se îndoiau de capacitatea de rezistență a poporului său, cetățenii Ucrainei au demonstrat lumii că sunt liberi la ei acasă și că Ucraina a renăscut când a fost invadată de către ruși. Вільний народ незалежної України. Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності. 24 лютого нам казали, у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо, з Днем Незалежності, Україно. Liderul de la Kiev a subliniat că ucrainenii și-au consolidat forțele după ce au conștientizat că nimeni, în afară de ei, nu va lupta pentru independența țărilor. Нова нація, яка з'явилась на світ 24 лютого о 4 ранку, не народилась, а відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалась, не втекла, не здалась і не забула. Potrivit președintelui, poporul ucrainan și curajul său a inspirat întreaga lume și au dat omenirii o nouă speranță că se va face dreptate. Astăzi, atât liderii lumii, cât și cetățenii de rând spun că vor fi alături de Ucraina până la capăt, până la victorie. Цей прапор має бути всюди, де має бути поправа. І на Донбасі, і в Криму. Ворог думав, ми зустрінемо квітами і шампанським. Натомість отримав вінки і коктейлі Молотова. Чекав на овації, а чує хлопки. Uniunea Europeană și NATO au transmis sprijinul ferm pentru Kiev de ziua independenței Ucrainei. Statele Unite ale Americii au anunțat un nou ajutor militar de 3 miliarde de dolari, cel mai mare acordat vreodată acestei țări. Clădirea Berlemont, sediul Comisiei Europene din Bruxelles, a fost iluminată noaptea trecută în culorile drapelului ucrainean, galben și albastru. Mesaje de felicitare au venit din partea mai multor lideri mondiali, dar și oameni simpli din întreaga lume. Ucraina și-a declarat independența față de Uniunea Sovietică la 24 august 1991.